Bună ziua, dragi cetățeni, dragi reprezentanți ai presii. Am venit astăzi aici să ne expunem îngrijorarea de potențialele fraude în alegerile prezidențiale. Noi vrem să spunem lui Igor Dodon, nici nu încercam să fraudez aceste alegeri. Noi nu te vom lăsa. Începând cu 2016, Igor Dodon a câștigat alegerile cu fraudă, cu minciuna, cumpărarea alegătorilor, cu diferite abuzuri și cu ajutorul lui Vlad Plăhățiuc. Din 2016, el a fost un președinte extrem de incompetent, care a dat dovadă de o lipsă totală de cunoștință în cum să guverneze țara. Iar din banii noștri, 100.000 de lei pe zi, care noi achităm, el merge în vacanțe de lux în cele mai scumpe hotele. Și pe parcursul mandatului său a reușit să devină unul din cei mai bogați oameni din Republica Moldova. Aceasta este încă floricele pe ce au mai făcut Igor Dodon pentru bani. Acesta palat luxos, care se vede din spatele meu, el a amenajat prin vânzarea șapcăr profesori turci, cu regimul Erdogan. Și acest havuz e făcut din lacrimile familiilor acestor profesori turci, care stau acum în temnițele turcești. Zi de zi, moldovenii sărăcesc, iar Igor Dodon se îmbogățește pe spatele lor. Anume din acest motiv, el se va ține cu toată puterea de această funcție. El va face tot posibilul să fraudeze aceste alegeri. El va merge la corupția alegătorilor, el va merge la minciuni arătate din televiziunile finanțate prin Bahamas, el va merge iar din nou la abuză și la diverse fără de legi ca să ne fure votul din nou. De data aceasta noi nu vom permite el să facă acest lucru. Stimați cetățeni, în primul rând, noi ne-am solidarizat cu această acțiune frumoasă și necesară a tinerilor din PAS pentru a transmite un mesaj acestui personaj care mai are un pic de mandat până pe data de 15 noiembrie anului curent. Înainte de a veni încoace, am citit niște titluri cu privire la această emisiune care o face el zilnic. Îi spune că el s-a înregistrat în calitate de independent pentru că se temea că noi vom contesta această calitate și vom dori să o scoatem din cursa electorală. Este o minciună a lui Igor Dodon pentru că noi nu avem de gând să propunem și să cerem scoaterea lui din cursa electorală, noi vrem să-l batem, să-l batem politic, la vot, de fapt nu noi, dar cetățenii Republicii Moldova și să-l trimite la groapa de gunoi a istoriei. Sigur că Igor Dodon își dă seama că oamenii nu mai vor, Igor Dodon își dă seama că Vlad Plahotniuc nu mai este în Republica Moldova, respectiv nu poate ajuta să fraudeze așa cum s-a întâmplat în 2016 și încearcă el, prin diferite mecanisme și instrumente, să fraudeze aceste alegeri. Noi cunoaștem care sunt aceste mecanisme. În primul rând, blocarea votului în diaspora, adică întreprinderea tuturor măsurilor pentru ca oamenii să nu poată vota la pachet cu fraudarea sistemului de înregistrare prealabilă, așa încât să se deschidă secții contrar legii în Federația Rusă. Vorbim despre dorința lui și probabil încercările de a se înțelege cu autoritățile neconstituționale din stânga Nistrului cu privire la cumpărarea masivă a votului, cumpărarea masivă cu 10, 20 sau 50 de euro a voturilor oamenilor din stânga Nistrului. În continuare vorbim de fake news-urile la care Igor Dodon este un maestru, pentru că ne aducem aminte de fake news-ul cu 30.000 de sirieni din 2016. Astăzi răspândesc într-o veselie un fake news, precum că Maia Sandu ar dori să vândă
pământuri cetățenilor străini, în timp ce anume Igor Dodon este cel care a promulgat legea cetățeniei prin investiții și urmarea căreia cetățenii străini deja au dreptul să cumpere pământ în Republica Moldova și, bineînțeles, vorbim despre cumpărarea votului în țară, utilizarea resursului administrativ. Chiar ieri, Igor Dodon, a doua zi de când este, a depus actele pentru înregistrarea grupului de inițiativă, a fost într-un raion și a oferit, plasând această informație și aceste poze pe pagina sa de Facebook, a oferit daruri, precum mașini de spălat, electrocasnice și alte bunuri de acest fel, lucru care este interzis în mod expres de prevederile codului electoral. Noi am venit aici să-i spunem lui Igor Dodon că mai bine să se oprească la timp, pentru că dacă nu se va opri, oricum va fi dat jos, doar că rechizitoriul lui în încercarea de a frauda alegerile va fi cu mult mai gros decât rechizitoriul care îi se va înmâna de o justiție corectă după ce va pierde aceste alegeri. De aceea, încă o dată trebuie să-i transmitem lui Igor Dodon, nu frauda alegerile. 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 Dragi reprezentanți ai presiei, vă mulțumim pentru prezență. Acest eveniment. După scopul organizării acestui flashmob, de ce astăzi, de ce acum? Scopul acestui flashmob a fost de a-i transmite lui Igor Dodon, o persoană care încă este în funcția de președinte până pe 15 noiembrie, să nu încerce să fraudeze alegerile, pentru că, în primul rând, oamenii nu vor admite încă o dată, încă o fraudă, urmarea căreia, în funcția de președinte, să acceadă o persoană pe care oamenii nu-l vor. Deci oamenii nu îl doresc pe Igor Dodon, respectiv Igor Dodon știe că frauda este unica lui posibilitate de a încerca să-și obțină al doilea mandat și noi venim să-i spunem mai bine să nu încerce, mai bine să meargă într-o campanie corectă, să accepte pierderea în cadrul alegerilor, ulterior să-și caute de treabă, noi vom asigura în conformitate cu legea reformarea instituțiilor statului și Igor Dodon cel mai probabil va trebui să răspundă pentru lucrurile care le-a făcut până în prezent, fără a-i fi adăugată încă un dosar destul de gros legat de frauda electorală. Deci ține de cadouri electorale, despre și cadouri electorale. De exemplu, ieri am văzut pe pagina sa de Facebook, a fost într-un sat, de că putem să ne uităm, și a oferit daruri. Stai, o mică pauză. Dar ieri am impresia că în Florești, dacă nu greșesc, și chiar a plasat pe pagina sa de Facebook poze și informații, precum că a fost nu știu unde și a oferit nu știu ce cadouri. Ori, dacă vă aduceți aminte, alaltă ieri el a mers la CEC și a înregistrat grupul de inițiativă. În codul electoral scrie că cadourile electorale sunt categoric interzise în perioada campaniei electorale, tot codul electoral spune că activitatea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor se asimilează activității în campanie. Deci cel mai probabil Igor Dodon deja a comis această încălcare a codului electoral prin oferirea acestor cadouri electorale. Putem să verificăm, eu voi verifica exact și poate mă voi expune suplimentar la acest subiect cu indicarea celor prevederi pe care le-a încălcat el, prevederi din codul electoral. Mulțumesc.